În urmă cu șase mii de ani, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, Biblia spune că a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și ajutorul ăsta potrivit Dumnezeu l-a făcut în felul următor. I-a dat un somn adânc, spune Biblia. Dumnezeu a luat o costă din, din trupul lui Adam și a făcut-o pe Eva. După ce a creat-o, Adam s-a uitat la ea și a zis, iată în sfârșit cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea ea se va numi femeie. La patru 4000 de ani distanță a venit al doilea Adam, Isus Hristos, și a vrut și el să-și câștige o mireasă, o nevastă. Și și-a câștigat tot, tot dintr-o coastă, însă o coastă împunsă de sulița romană, cu suferință, cu durere și cu sânge. Și în această dimineață noi suntem aici să ne aducem aminte de mirele nostru Isus Hristos, care ne-a răscumpărat prin sângele Său și prin trupul Său frânt pe lemnul din Golgota. Și suntem aici mireasa lui Iisus Hristos să-i spunem lui Hristos, mulțumind Doamne, pentru ce ai făcut la cruce. Noi îl avem ca și soț pe cel care este al doilea Adam, pe Domnul Iisus Hristos. El merită toată slava și toată gloria. El ne-a făcut beneficiarul unui nou legământ, ne-a luat din vechiul Adam și ne-a altoit în noul Adam și ne-a făcut să aducem roade pentru el și roada noastră să rămână lăudată să fie în numele Domnului. Cina Domnului a fost atât de importantă în biserica primară, atunci înainte să meargă să fie mâncați de fiare pe arenele romane, creștinii cereau să li se dea cina Domnului, să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Da, e o prezență spirituală, de ei vedeau asta înainte să mor, să am această prezență spirituală a trupului și a sângelui lui Hristos în inima mea. Și noi în această dimineață suntem aici fără să fim persecutați, dar suntem aici ca să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, și cele două elemente care sunt aici, cele două elemente vizibile, sunt, sunt o predică pentru noi, o predică vizibilă. E atât de important să accentuăm lucrul ăsta pentru că dacă te uiți în cele patru evanghelii, două din patru evanghelii nu vorbesc despre nașterea lui Hristos. Nici Marcu, nici Ioan nu vorbesc despre nașterea lui Hristos. Dar toate patru vorbesc despre moartea și învierea lui Isus Hristos. De ce? Pentru că Crucea este balamaua pe care se învârte ușa creștinismului. Dacă n-a murit Hristos și dacă n-a înviat Hristos, noi suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Dar suntem aici să spunem, da, Isus a născut, dar Hristos a murit pentru noi și a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ce este crucea? Crucea nu este doar o predică vizibilă. Crucea este și o dramatizare a faptului că trupul lui a fost frânt pentru păcatele noastre. Isaia 33 cu 17, Biblia spune așa, ochii tăi vor vedea pe împăratul în strălucirea lui. Ochii noștri astăzi văd pe împăratul sub formă simbolică. Ne aducem aminte de trupul lui care a fost frânt, de sângele lui care a fost vărsat. Galaten 3 cu 1 vine și spune așa, o galaten echipzuiți, cine va fermecat înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus ca răsignit? Aici, în cele două elemente, Hristos este zugrăvit ca fiind răstignit, ca cel care a plătit păcatele mele, ca cel care a absorbit mânia lui Dumnezeu în trupul său pe lemn, ca eu prin credință să am pace cu Dumnezeu, să fiu socotine prihănit prin sângele lui Isus Hristos, lăuda să fie Domnul. Și da, spunem, crucea nu este doar simbolul dragostei lui Dumnezeu. Crucea, în primul rând, este simbolul, simbolul urii lui Dumnezeu față de păcat. Că cel care n-a cunoscut niciun păcat a fost făcut păcat în locul meu. El s-a identificat cu toate păcatele lumii trecute, prezente și viitoare. Și acolo mi-arată Dumnezeu, uite cât de mult am urât păcatul. Că mânia mea, blestemul legii, a căzut asupra lui Hristos. El a fost zdrobit de Dumnezeu Tatăl, spune Biblia Isaia 5.3. Și când mă uit acolo îmi dau seama cât de mult a urât Dumnezeu păcatul. Că fiul său a trebuit să plătească. Și apoi înțeleg dragostea lui Dumnezeu. Dacă înțeleg mai întâi ura lui Dumnezeu față de păcat pe care Hristos a plătit-o și a absorbit-o în trupul său, a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, ca eu prin credință să pot astăzi să mă împărtășesc cu trupul și cu sângele lui, lăudat și onorat să fie Domnul. Spuneți-mi, bun Dumnezeu, frați și sorori, ce sărbătorim la cine a Domnului? Sărbătoarea cinei Domnului este în primul rând, este o sărbătoare a mulțumirii. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 24, ceea ce am citit, Biblia spune așa, și după ce a mulțumirii lui Dumnezeu. Sărbătoarea mulțumirii este o sărbătoare a mulțumirii. Că noi păcătoși am fost altoiți în trupul lui Hristos, în măslinul acesta care este Hristos. Și ne-a făcut Dumnezeu beneficiar nou, al noului legământ. Și Biblia spune că după ce am mulțumit lui Dumnezeu, da, cina Domnului este o sărbătoare a mulțumirii. Mă gândesc la Eleazar, care s-a dus să găsească mireasă pentru Isaac. Și a găsit-o pe Rebecca. Și Rebecca l-a dus repede la taică sunt familie, la Laban, dacă vă aduceți aminte. Și repede la Laban au zis, tu ești o zi masele mele, ia loc aici la masă să mâncăm. Și Eleazar a zis, nu, mai întâi mă prezint. Și s-a prezentat cine este el. Și apoi a început să se laude cu stăpânul lui, cu Avram. Ce bogat, ce prosper îi Avram. După care s-a lăudat cu moștenitorul lui. Și după aia, zice Biblia, că a stat la masă împreună cu Laban. Exact asta am făcut noi astăzi. Înainte să stăm la masă cu Isus Hristos, noi l-am lăudat pe Dumnezeu Tatăl. L-am lăudat pe moștenitorul lui, pe Isus Hristos. Și cu o inimă plină de mulțumire, ce facem? Vrem să ne împărtășim cu trupul și cu sângele lui, lăuda să fie Domnul. Și faptul că suntem aici, frați și sorori, trebuie să fie un motiv de mulțumire și de laudă că Dumnezeu l-a trimis pe moștenitorul tuturor lucrurilor, pe Isus Hristos, să vină să plătească păcatele mele. Și nu putem să spunem altceva decât, Doamne, îți mulțumim și te lăudăm, slăviți să fie Domnul. Amin? Sărbătoarea cinei Domnul nu este doar o sărbătoare a mulțumirii. Sărbătoarea cinei Domnul este și o sărbătoare a părtășiei. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, versetul 24, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi pentru voi. Biblia spune că noi suntem toți o pâine, fiecare bucățică reprezintă membru Bisericii lui Hristos. Și noi toți suntem o pâine, spune Biblia. Și Biblia spune că El s-a frânt pentru cine? Pentru noi. De aceea, da, noi venim la biserică, unii spun, fratele, noi nu venim la biserică să ne vedem unii pe alții, noi am venit la biserică să ne întâlnim cu Hristos. Fals. Dacă vrei să te întâlnești cu Hristos, poți să stai singur în cameră, închis ușa după tine și Domnul e acolo. Nu trebuie să vii la biserică. Dar noi vin la biserică nu numai să ne întâlnim cu Hristos, ci să avem părtășie. Să avem părtășie unii cu alții. Trupul ăsta, zice Biblia, s-a frânt pentru voi. Și suntem aici să spunem, Doamne, noi suntem trupul Tău. Unui mână, altui picior, altui ochi. Și vrem, Doamne, să avem o părtășie de plină, slăvit să fie numele Domnului. Este foarte interesant că Iisus Hristos, înainte să ia cina, deci Biblia cu ucenicii s-au certat pe drum. Care să fie cel mai mare? Foarte interesant. Du de ceartă, du de concurență. Cine va fi următorul? Ba eu, nu, eu. Atâta politică. Și să știți că Dumnezeu urăște politica bisericească șmecheră. Pentru că lucrurile astea și ce fac? Strică părtășia. Și Dumnezeu vrea să fim reali înaintea Lui. Să avem o inimă curată. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să fim oameni reali înaintea Ta. Să nu fim ca Iuda Iscarioteanu, nu? Cu du de lăcomie, alții cu du de ceartă sau mai știu ce alte duhuri. Și să spunem, Doamne, am venit la părtășie împreună cu frații și cu sororile și cu tine. Și vrem ca inima noastră să fie în totul totului tot, dată numai Domnului Dumnezeului nostru lăuda să fie Domnul. Amin? E adevărat că Biblia spune, întrucât o târnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Cu unii evrei nu se poate. Nici nu poți avea o pace strâmbă. Nici nu poți să stai minciună, numai să ai o părtășie. Dacă trăiești în minciună, trebuie să te pocăiești. Spune Biblia așa, în 1 Corinteni. Capitolul 6, Biblia spune așa, versetul 9. V-am scris în epistola mea să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Dar și n-am înțeles cu curvarii lumea acestea sau cu cei lacom de bani din lume sau răpăre sau cei ce se închină la idol, că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și v-am scris să nu aveți niciun fel de legătur cu vreunul care, măcar că zice frate, este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv, răpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Asta nu înseamnă că, de exemplu, dacă ești fată și tată tău nepocăi și bețiv, tu n-ai voie să stai cu el la masă. Nu. Se referă la cina Domnului. Trăiești în păcatele astea, zice Biblia. Să nu stai. Adică omul ăla are voie să se împărtășească la masa Domnului. Nu înseamnă că ai pe cineva în familie și gata, tu, tată, eu nu, eu nu, eu sunt pocăită. Se referă aici când vii la cina Domnului. Trebuie să vii cu inima curată. Trebuie să vii cu inima sfințită și să spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, curăță-mă Tu, Doamne, spală-mă Tu, Doamne, ca să mă pot împărtăși cu trupul și cu sângele Tău și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin? În al treilea rând, cina Domnului nu este doar o sărbătoare a mulțumirii, Cina Domnului nu este doar o sărbătoare a părtășiei. Cina Domnului este o sărbătoare, în al treilea rând, a comemorării, spune Biblia așa. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți lucrul acesta, versetul 24. Și versetul 25 continuă și spune, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Frați și surori, noi nu mâncăm carne și bem sânge, noi nu suntem canibali. Noi facem lucrul ăsta spre pomenirea lui, spre pomenirea lui Hristos. Este un simbol a faptului că Isus Hristos în urmă cu 2000 de ani a murit pentru noi. Isus spune Biblia, a murit odată. știți cineva versetul mai încolo? Isus a murit odată și pentru totdeauna. Nu în fiecare lună avem o nouă Golgota. O nouă Golgota, înapoi Hristos se frânge, iar mâncăm carne, iar bem sângele lui Hristos. Nu! Deci Biblia este un simbol spre pomenirea Lui. Sunt unii care spun, frate, Iisus a spus, când o dat cina ucenicilor, au zis, luați mâncat, acesta este trupul meu. Păi dacă au zis că este, păi frate, este. Nu poate să fie este acela în mod fizic acolo, ci e simbolic. De ce? Pentru că Iisus Hristos nu putea să fie și fizic în persoană și să fie și fizic în farfurie. Adică să aibă două încarnări. Și în persoană și în farfurie să fie. E clar. E clar că n-ai cum să interpretezi așa. Bisericile tradiționale, catolice și ortodoxe, ei spun că chiar mănânci carne și bei sânge. De fapt, chiar îți pui gura în coasta lui Hristos și bei sângele lui Isus Hristos. Că spună spun, acesta este sângele meu. Acesta este trupul meu. Bun. Dacă ar fi să luăm așa, clar, că nu are logic cum să fie Hristos în două locuri în același timp. n am avut numai un trup, n am avut două trupuri. Ascultați ce zice Biblia în Luca la capitolul 22. Luca 22 cu versetul 20. Să fim consecvenți logici până la capăt, deci nu numai cu jumate. Tot astfel, zice Biblia, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând. Și acum ascultați. Dacă vreți literal, pe literal trebuie să interpretați tot. Acest pahar este legământul cel nou. Nu acum. Crede cineva că paharul ăla e legământ sau ce era în pahar? Ce era în reprezintă, nu? Nu, nu, dacă vrei că este, păi atunci hai să căutăm paharul ăla să vedem că ăla e legământul. E clar că nu se referă la paharul ăla de sticlă sau ciofi, sau de lemn. E clar că se referă la ceea ce era acolo, care simbolizează sângele lui Iisus Hristos, lăuda să fie Domnul. Bisericile romano-catolice, ortodoxe, cred că cina Domnului este o cauză a Harului. Protestanții spun că sunt o, un mijloc al Harului. Iar noi, pentecostalii, baptiștii, evanghelicii, spunem că este un simbol al Harului. Este un simbol al Harului. Nu cauzează. Nu cauzează în mine puterea veacului viitor. Nu mi-aduce Duhul Sfânt în mine când, mă, când iau cina Domnului. Nu mă vindec fizic. Frate, dar eu știu pe cineva când o lua cina Domnului, s-o vindeca fizic. Amin, eu cred. Dar vă rog să fiți atenți. Omul se poate vindeca la cina Domnului fizic de boală, nu pentru că a mâncat pâinea aia, ci în virtutea credinței în jertfa lui, în lui Hristos de la Calvar. Credința în jertfa lui te mântuie, nu pâinea aceea. Mustul nu iartă păcate, sângele Domnului iartă păcate. N-au nimic. Frașii și soror, dacă mustul iartă păcate, trebuie să luăm atunci cina Domnului în fiecare zi de vreo 3-4 ori. Ceea ce ne curăță pe noi este sângele Lui Hristos. Ce ne vindecă pe noi sunt rănile Lui Hristos. Pentru că dacă spunem că pâinea asta aduce vindecare fizică în mine, atunci trebuie să adorăm azi, măcar și catolici. Ei spun chiar trup și sânge și ei se închină la pâinea aia că zice că e trup și sânge și pur și simplu o adoră ca pe Dumnezeu că zice că e Dumnezeu în mâna lor. Noi nu credem asta. Noi credem că sunt simboluri sfinte care simbolizează spre pomenirea lui. Hristos a murit odată pentru totdeauna. El nu se frânge în fiecare lună în mâinile noastre. Va spune cineva, bine, bine frate, dar ce faci cu Ioan 6? Ioan 6 spune așa, versetul 54, chiar și 53. Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înși Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Și eu îl învoia, îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl. Versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis Vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Și-au plecat. S-au grăbit. Au plecat -au grăbit. Or, pleca prea repede. De ce? Pentru că Isus Hristos vine și arată că ceea ce spune El aici, cine mănâncă trupul și sângele meu, nu se referă într-un mod direct la cina Domnului. Nu. Și se referă Hristos continuă mai jos, versetul 63. Și spune așa. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Adică eu când am zis, dacă mânci carne și bei sânge, ai viață. Deci în Biblia, eu nu mă refer să mănânci carnea mea, sângele meu. Nu! Carnea nu folosește la nimic. Acestea sunt simbolul ale cuvântului. Cuvântul care vi l-am spus. E duh și viață. De aceea noi spunem că cel mai mare sacrament al bisericii este predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Biblia spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ai putere în tine, nu sta toată luna, nu citești din Biblie, dar slavă Domnului, vii și să iei combustibilul și ai viață veșnică. Viața veșnică o ai prin credința în Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, are viața. Și dacă vrei să ai viața din belșug, ce trebuie să faci? Să iei Evanghelia care e puterea lui Dumnezeu. Deci Domnul Iisus Hristos vine și explică în versetul 63 și zice, nu la asta m-a referit, nu la carne și la sânge, carnea nu folosește la nimic. V-ați dus prea repede, v-ați grăbit prea repede cu interpretarea voastră. Cuvintele care vi le-am spus, ăsta e duh și viață. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să avem pasiune pentru cuvântul Său cel Sfânt. Cuvântul ăsta ne scoate din orice încurcătură, lăudat și onorat să fie Domnul. Da, ne aducem aminte în al treilea rând, am spus, Că sărbătoarea cinei Domnului este o sărbătoare a comemorării, simbolul sfinte în care pâinea aceea care se frânge simbolizează, este spre pomenirea lui Hristos. Nu există vindecare în ea, vindecarea dacă se întâmplă este pentru că eu cred în jertfa lui Hristos, nu că e ceva miraculos în pâine. Catolicii spun, că când preotul se întoarce și rostește epicleza, rugăciunea aceea, Duh Sfânt năvălește în cele două elemente, și pur și simplu se schimbă substanța pâinii. Ei zice, gust, miros, pipăit, rămâne la fel. Pâinea îi tot pâine și mirosul de pâine, ei. Dar rugăciunea o transformă, transsubstanțiere, o schimba substanța. Și tu chiar mănânci carne și bei sânge. Frați și surori, noi nu mâncăm carne. Noi nu bem sânge. Rugăciunea care o fac păstorii o fac ca Dumnezeu să binecuvânteze cele două elemente. Pentru că sunt simboluri sfinte. Dar noi nu mâncăm carne și bem sânge. Carnea, spune Biblia, în contextul în care am citit, nu folosește la nimic. Cuvântul ăsta e duh și viață. Amin? Amin? De aceea eu nu cred în rugăciunea, Doamne, de adevărata valoare a trupului și a sângelui său. Asta înseamnă o transubstanțiere. Noi nu credem în așa ceva. Noi credem că sunt simboluri spre pomenirea Lui. Și Domnul să ne ajute să înțelegem aceste lucruri. Amin? În al patrulea rând, sărbătoarea cinei Domnului este și o sărbătoare a evangelizării. Spune Biblia așa, 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, zice stare, proclamați, vestiți, ce vestiți? Moartea Domnului. Rez, noi facem așa. Noi spunem așa. Frați și surori, duminica viitoare avem cina. E sărbătoarea bisericii. Seara avem o evanghelizare, aduceți-vă prietenii. Nu i nimic greșit. Dar cred că ar trebui să spunem, avem cina Domnului duminica viitoare. Aduceți-vă prietenii. De ce? Pentru că la cina Domnului proclamăm ceva. Moartea Domnului prin care suntem mântuiți. Amin. Aici ar trebui să explicăm misterul crucii. Aici ar trebui să vorbim despre sângele Hristos. Asta e evanghelizare, nu? Asta e evanghelizare, predicarea crucii lui Isus Hristos. Sărbătoarea cinei Domnului este o sărbătoare a veștii buni. Să audă cei nepocăiți. Că ce? Că Iisus Hristos a murit pentru ei. Că a stat șase ore pe cruce. Că Dumnezeu a acumulat toată veșnicia iadului în cele șase ore. Cât a stat Hristos pe cruce. Și a plătit El iadul în locul meu. Și a gustat elementele iadului. Le-a gustat Domnul Isus Hristos pe cruce. Și dacă în iad există sete, bogatul și Lazar, nu? Să-și moaie vârful degetului în apă. Hristos a stat pe cruce și a zis, mi-e sete, mie sete. Hristos gustă setea. Ca eu să nu mai am niciodată sete în iad, că Isus este apa vieții, lăudat să fie Domnul. Dacă în iad este întunericul de afară, Biblia spune că Isus, Hristos este lumina lumii. Și eu nu mă voi mai gusta niciodată în întunericul de afară. De ce? Pentru că Domnul Iisus este lumina mea. Dacă iadul înseamnă separare de Dumnezeu. Hristos pe cruce a zis, Eli, Eli, lama sabactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Hristos a fost El părăsit în locul meu ca eu să am totdeauna părtășie cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea, da, la cruce mi-aduc aminte de dragostea lui Dumnezeu, mi-aduc aminte de ura lui Dumnezeu față de păcat și nu fac altceva când vin la cina Domnului, decât proclam, proclam că cineva m-a iubit atât de mult, încât a murit pentru păcatele mele și lăudăm pe Domnul pentru lucrul acesta și a lui să fie toată gloria și toată slava. Amin? Amin. Sărbătoarea cinei Domnului, în al cincilea rând, este o sărbătoare escatologică. Zice Biblia așa, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului și acum ascultați. Până când? Până? Zice stare. Până va veni El. Adică înseamnă că n-a venit, luăm cina Domnului, așteptând ca El să revină, nu? Până va veni El. Suntem la cina Domnului să spunem, mirele n-a venit, dar proclamăm că El vine a doua oară. Și ne-a pregătit un loc. Și Biblia spune că ce a pregătit Dumnezeu pentru noi la mintea, ochiului nu, la mintea omului nu s-a suit. Ochiul n-a văzut ce a pregătit Dumnezeu. Și stăm aici, în biserica Betel, noi aici, alții în altă parte, și proclamăm că Domnul nostru vine, că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Proclamăm evenimentul cataclismic, că Domnul va veni pe nord de slavă și își va lua copiii acasă binecuvântați să fie Domnul. A doua venire a Domnului nu înseamnă moartea cuiva. Nu a venit Domnul pentru el, nu. O murit, dar nu e a doua venire a Domnului. A doua venire a Domnului este un eveniment special, când Domnul va veni pe norii cerului. Și noi, spune Biblia, proclamăm lucrul ăsta. De ce? Pentru că El n-a venit. Îl așteptăm, binecuvântat să fie Domnul. Și a șasea, a șaselea lucru, a șasea sărbătoare care o avem aici, este o sărbătoare a examinării. Uitați ce zice Biblia. Versetul 28, 1 Corinteni 28 fiecare, zice stare, să se cerceteze pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Da, la cina Domnului, frați și surori, este sărbătoarea examinării. Orice instrumentist înainte să meargă să cânte pe scenă, ce face? Își acordează. Își terge de praf. La fel și noi când venim la cina Domnului, zice Biblia, ce trebuie să facem? Să avem momente peste săptămână în care ce să facem? Să ne examinăm. Să ne punem viața rânduială cu Dumnezeu. Să spui viața rânduială cu Dumnezeu. Va spune cineva, dar nu trebuie să fim totdeauna pregătiți, frate. Ba da. Dar nu uitați că evreii aveau ziua pregătirii Paștelui. Da, ești pregătit tot timpul, dar nu-i nimic rău înainte să iei cine a Domnului. Să ai o zi de pregătire în care să stai înaintea Domnului. De ce nu? În post, în cercetare înaintea lui Dumnezeu. Ascultați ce, de ce Biblia în cartea 1 împărat, capitolul 8, versetul 38. Biblia spune așa. Solomon se roagă și zice, dacă un om, dacă tot poporul Israel va face rugăciuni și cereri și acum, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui. Auzi? Și își va întinde mâinile spre casa aceasta. asculte din ceruri. Nu, acum, noi suntem la o sărbătoare și a examinării. Și ce Biblia, Trebuie să fie un moment să vezi, dacă îți cunoști mustrarea cugetului, să lași pe Duhul Sfânt să pătrundă până acolo, să desparte Duhul de suflet, să cunoască gândurile inimii și să vină înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, mustră ce ai demonstrat în mine, mă examinez înaintea ta, ai milă de mine păcătosul. Uitați ce zice Biblia în versetul 47. Dacă se vor coborâ în ei înșiși, auzi? Dacă iei momente de tăcere, și cobor în tine însuți și spui, Doamne, e asta, e asta, e asta în viața mea, Doamne, cobor în mine însumi, Doamne, mă smeresc ca înaintea ta. Sărbătoarea cinei Domnului trebuie să fie și o sărbătoare în care să coborâm în noi înșine, să lăsăm orice mândrie la o parte, să spui, Doamne, ăsta sunt, Doamne, asta e buba, Doamne, asta e asta slăbiciunea, Doamne, mă pocăiesc și în sângele tău, curățește-mă de orice păcat, lăuda să fie numele Domnului. Amin dacă ai lacrimi pentru păcatul tău, dacă te doare de păcatul tău, ascultă-mă, cinea Domnului este pentru tine. Știți că înainte să se dea Cina Domnului, mai întâi au luat cina pascală cu ierburi amare și spiritual vorbind, înainte să iei cinea Domnului, trebuie să iei mai întâi cu ierburi amare, trebuie să fie acele lacrimi ale pocăinței. Nu te poți împărtăși oricum, hai repede că, hai că, nu, trebuie să, să, ai ierburi amare mai întâi, trebuie să te doară de păcatul tău. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta să stăm înainte, lui Dumnezeu în cercetare și El să ne binecuvânteze, lăuda să fie Domnul. Există două extreme când vorbim despre examinare, despre cercetare. Există extrema legalismului. Oameni care tot să cercetează, atâta să cercetează și intră așa într-o introspecție morbidă. Totdeauna să văd nevrenici, frate, eu nu-s vrenic, frate, eu nu-s vrenic. Își văd păcatul, dar nu văd pe Dumnezeu un Dumnezeu al Harului. Un Dumnezeu al dragostei și stau acolo în legalismul lor și totdeauna își plâng păcatul și n-au curaj să se împărtășească. Dacă este cineva aici care îl doare de păcatul lui și a căzut pe panta asta a unei introspecții morbide, tu ești calificat să vii la masa Domnului, pentru că Domnul vrea să schimbe întristarea în bucurie. Lui Dumnezeu îi place când vede că la copilul lui îi pare rău de păcatul lui și se pocăiește de păcatul lui. Ăla e calificat să stea la masa Domnului și Doamne ajută-ne la lucrul ăsta. Dar există și altă extremă, și anume libertinismul. Astea sunt două simboluri numai. Așa că eu sunt liber în Hristos, eu nu mă mai cercetez. Așa că eu oricum pot să iau cinea Domnului, că doar niște simboluri. Iau atunci cu cartofi pai și Coca-Cola, cum au luat-o unii în America. Și când au văzut liderul de tinere lucrul ăsta, au trecut la alte denominații, că au trivializat cina Domnului și s-au jucat. Acestea sunt simboluri sfinte. Așa că nu o poți lua fără să te cercetezi. Că dacă nu te cercetezi tu, te cercetează Dumnezeu. Amin. Și știi cum te cercetează? Pentru că nu te-ai tu, vine Dumnezeu și zice, din pricina asta, zice Biblia. Că ai fost așa, relax, sâmbătă, sară te de la pornografie, duminică, dimineață, zici, ok, eu sunt sub har. Din pricina asta, zice Biblia. Sunt între voi mulți. Bolnavi? Te cercetează Domnul, că nu te-ai cercetat tu. Neputincioși? Și nu puțin dorm. Și vă rog să ascultați în limba greacă. Este, este ideea de mor fizic. Adică Dumnezeu zice, te cercetezi. Zice Biblia, vine neputință, mulți neputincioși, regresia. Bă, nici acum nu te cercetezi. Boală? Bă, dar nici acum nu-ți pare rău. Domnul zice, hai și te perepsește prematur, aici și acum. Să nu fii perepsit odată? Odată cu lumea. Așa că cercetează-te și nu trivializați niște simboluri. Că te poate cerceta Dumnezeu? Și acum ascultați, nu înseamnă că oricine e bolnav în biserică înseamnă că a luat cina Domnului într-un chip nevrednic. Dar pot să fie cazuri în care nici nu-i interesat, nu-i durul de păcatul lor. Și-au luat-o așa ca pe un happy hour. Lasă, domnule, să fie, că sărbătoare. Și nu s-au cercetat. Și ce Biblia din pricina asta. Și credeți-mă că Dumnezeu poate să intervine într-un mod drastic în viața celor copii a Lui, care stau în neascultare și în rebeliune. Ascultați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 12, cu 9. Evrei, capitolul 12, cu 9, Biblia spune așa. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, și acum urmează, ce e mai important? Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne subpunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Vrei să trăiești, spune Biblia, supune-te Tatălui care ține Duhul, lui, Duhul tău în mâna, ta, în mâna lui. Supune-te Tatălui Duhurilor cu ce scop? Să trăiești. Nu te supui? Știi voia lui Dumnezeu? Nu-ți pare rău? Nu te mărturisești? Ascultă-mă, Tatăl Duhurilor, poți să stingă Duhul tău și să nu mai trăiești. Viceversa. Așa că, dacă vrei ca Dumnezeu să nu te cerceteze. Și asta nu e amenințare. Ameninți un vrăjmaș. Avertizezi un prieten. Știi ce trebuie să faci? Să spui, Doamne, cercetează-mă, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea. Doamne, de pe o cale rea, pune-mă, Doamne, pe care avești nici ei. Există păcate conștiente în viața mea, Doamne. Doamne, rugăciunea care va urma, Doamne, vreau să mă pocăiesc înaintea Ta. Și dacă ești aici și zici, frate, am venit nepregătit, frate, ascultă ce zice Domnul. Dar totuși ai părere de rău, ai coborât în tine însuți. Ascultă ce zice Biblia. Biblia spune așa în 2 Cronici. Cartea 2 Cronici, capitolul 30. Biblia spune așa. Ezechia a dat Paștele. După 200 de ani, zice Biblia, n-a fost așa bucurie cum a fost pe vremea lui Ezechia. 2 Cronici, capitolul 30, versetul 17 fiindcă din adunare erau mulți inși, care nu se sfințiseră. Leviții au junghiat și jertfele de paște. Versetul 18. Căci o mare parte din popor, din Efraim, Mănase, Isahar și Zabulon, nu se curățiseră și au mâncat paștele nu după cele scrise. Versetul 19. Sau chiar 18. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți. Cei care și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar când au făcut Sfânta Curăție. Și Domnul a ascultat pe Zechia și a iertat și a iertat poporul. Poate dacă în săptămâna asta n-ai avut timpul ăla de examinare, să te cercetezi înaintea Domnului. Și ai venit aici, și auzi mesajul ăsta și spui, frate, așa e, parcă n-am avut timpul la de sfințire, dar mă pocăiesc acum. Uite, în mesajul ăsta, Doamne, îmi pare rău, Doamne, cobor în mine însumi. Doamne, Alex, să mă pocăiesc de păcatul meu. Crede-mă că Domnul este gata să te ierte. Și te poți împărtăși pentru că te examinezi în timpul ăsta și spui, Doamne, așa e, Doamne. Doamne, dacă ne iei la bani mărunți, nimeni nu poate să ia cinea Domnului. Dar, Doamne, în vrenicia lui Hristos, în meritele lui Hristos, ai milă de noi păcătoși, lăudat să fie numele Domnului. Există un verset care îmi place așa de mult în Isaia capitolul 48. Isaia capitolul 48 cu versetul 8. Biblia spune așa. Știam că ai să fii necredincios. Și că din naștere ai fost numit răzvrătit. Știa Dumnezeu perioada de răzvrătire? Știa Dumnezeu păcatele tale înainte să naști? Știa Dumnezeu. Dar din pricina numelui meu sunt îndelung răbdător. Pentru slava mea mă opresc față de tine să nu te nimicesc. Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint. Te-am lămurit în cuptor urgie, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Și în această dimineață, Domnul se uită la noi. Și Domnul vede toată necredincioșia, Domnul vede păcatele. Dar dacă te examinezi înaintea Lui, Biblia spune, din pricina numelui meu, sunt gata să te iert. Din pricina Fiului meu care a plătit pentru tine, în rănile Lui, vreau să te curăț. De aceea te încurajez. Dacă ai această durere pentru păcat, împărtășește-te cu trupul și sângele Domnului. Crede că sângele Domnului te poate curăți de orice păcat și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și cât mai mulți dintre noi să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. De ce? Pentru că cina Domnului trebuie să fie o sărbătoare a mulțumirii, o sărbătoare a părtășiei, o sărbătoare a comemorării, o sărbătoare a evangelizării. O sărbătoare în care proclamăm venirea Domnului escatologică și o sărbătoare a autoexaminării și Domnul să ne curățească și Domnul să sfințească poporul lui și toți de aici să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Amin.